Vorbim de Comisia Europeană. Până la urmă, va permite sau nu acordarea acelui ajutor pentru Olkim? Urmează să convingem Comisia Europeană, dacă este adevărat, că Olkim nu a mai primit până acum ajutor de stat. Comisia Europeană nu se opune de principiu acordării unui ajutor de stat la Olkim și Olkim încearcă acum, după mulți ani, să vină cu un plan de restructurare corect și transparent pentru toată lumea. În sfârșit, a fost desemnată o firmă de reputație internațională, cea mai mare firmă din lume în materie de restructurări, care deja lucrează la planul de restructurare al Olkim. Un raport preliminar a Spune fost și deja numele firmei. prezentat. Este vorba de firma Alvarez & Marsal din Statele Unite ale Americii, cu o rețea globală, au o prezență și în Europa, birouri în Londra, birouri în Viena, sunt specialiști în restructurări în petrochimie. Eu am mai spus-o din vară, de când am încercat să obțin desemnarea lor la Olkim, că au restructurat cu succes Borșodchem, acel, în ghilimele, frate, geamăn al Olkim din Ungaria, care ulterior restructurării a fost vândut cu 1.200.000.000 de dolari. Era un parcurs pe care mi-l doream și pentru Olkim. Din păcate, la Olkim era și altă situație. S-a pierdut și mult timp, au existat și suspiciuni. Mă bucur că s-au rezolvat, chiar Și ce vor dacă face la Olkim? ne vor spune cu adevărat ce mai poate să facă Olkim în piața regională de produse petrochimice. Pentru că este foarte important să nu ne amăgim, să nu băgăm bani publici în iluzii, pentru că asta este ce am făcut în ultimii 20 de ani la Olkim și de-aia am ajuns să avem acolo 700 de milioane de euro datorii, 2 miliarde jumătate de lei pierdere, piețe pierdute, parteneri contractuali care, iată, execută silit acum instalații sau bunuri în care statul a băgat foarte mulți bani și avem ipoteci de 40 de milioane pentru datorii de 10 milioane și alte situații asemenea. Păi și când vom vedea un plan de reorganizare a Olkim? Ținând cont că s-a început cu adevărat abia de 2 săptămâni, vom avea un plan de reorganizare în următoarele 4 până la 6 săptămâni, timp în care se fac eforturi deosebite pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor și pentru pornirea unor noi instalații, însă nu o vom face decât pe criterii de eficiență economică. Nu este în interesul nimănui să mai trăiască într-o iluzie și doar să amânăm un moment care ar putea fi inevitabil, acela al recunoașterii adevărului că nu toate instalațiile din Olkim, așa cum le știm noi astăzi, pot funcționa în condiții de eficiență economică. Se știe măcar într-o oarecare măsură ce presupune acest plan de restructurare? În mod sigur, acest plan de restructurare va identifica centrele de profit care pot funcționa independent unele de altele sau într-o relaționare minimă, astfel încât să avem iarăși identificate fluxuri tehnologice și fluxuri de numerar de sine stătătoare pe diverse tipuri de produse. De exemplu, chimia anorganică, chimie organică. Poate că și în interiorul chimiei anorganice putem identifica două subcategorii de produse care fiecare să fie repartizată unui centru de profit, însă exact în această privință este momentul de demult deja să credem o firmă de mare reputație pe plan mondial și nu doar pe cineva din interior. Restructurarea va atinge și personalul? Nu știm dacă restructurarea va atinge și personalul, nu din cauza personalului s-au acumulat aceste datorii la Olkim și nu forța de muncă este cea care a provocat rezultatele financiare dezastruoase de acolo. Mai degrabă politicile economice, mai degrabă abordarea piețelor și politicile de contractare. Urmează să avem însă un raport complet, cum vă spuneam, în următoarele săptămâni, care probabil că în părțile lui cele mai interesante va fi și public. Acum la ce capacitate funcționează? E greu de spus la ce capacitate funcționează, pentru că Dar se va ajunge la acea capacitate de acea 65%? capacitate de 65% este
a fost decretată ca un adevăr nechestionabil de cineva care a dus Old Kimun pe fundul prăpastiei. Nu există o capacitate de 65% per Old Kim. Există anumite capacități la care se acoperă costurile de operare pe fiecare tip de instalații și pe fiecare centru de profit. Ori exact la asta lucrăm acum, să identificăm corect centrele de profit, astfel încât să și știm pe fiecare tip de instalații, pe fiecare tip de produse, care este capacitatea la care respectivul centru de profit își acoperă costurile de operare și, prin urmare, poate fi menținut în funcțiune fără să mai fie nevoie ca cineva să toarne bani cu găleata în continuu acolo.